forță mare. Nu, nu mai pot să mor. Când mă uit la ei, cât de grozav sunt, pur și simplu nu mai pot să mor și asta este tot. Ce rost s-au toate astea, domnule? S-a spus sau nu că ai intrat în casă? S-a spus să slujnica! Slujnica trebuia să pregătească intrarea! Trebuia să se năpustească în scenă! Doamne Dumnezeule, vine stăpânul și e rănit! Da! Trebuie ca să mă montez! Trebuia să aud strigătul slujnicei! Doamne Dumnezeule, vine stăpânul și e rănit! Și moartea trebuia să pătrundă odată cu mine în mijlocul veseliei nerușinate din casa asta! O moarte beată, așa cum stabilisem odată! Doamne Dumnezeule, vine stăpânul și e rănit! Până te-ai zic așa e. Bă, dar poate n-ai chef, auzi. Ce dracu vrei? Am o idee. E o idee tâmpită, data. Bună seara! Bună seara! E voie? Vă rog, intrați! Mimi! Ce vrei, mă? Hai! N-am chef! Hai, fătă! Alo? Seara! Cam aglomerat, poate! Toți sunteți vânzători aici sau vă țineți de urât unul altuia? Toți. Uite, ea e Mimi! Încântat, Aurelian! Mimi! Băi, e nume de papagal, scuză-mă că spun! Ia-l-o! Bă, vezi că pe mine mă enervează, te papagana. Băi, șarap, eu vorbesc aici, tu stai și ascultă. Bă, tu vezi că dacă mă enervezi, eu plec. N-ai decât. Bă, vezi că o să-ți pară rău, bă, că ești un bol, băi. Băi, ce nu-ți termin. Băi, poate tot. Băi, ce nu-ți am zis să nu ne băgăm, băi. Băi, intrăm un pic și gata. Băi, ce? Hai să mergem undeva, mă, să bem ceva, să ne distrăm. Da? Să ne simțim bine. Hai că o facem și cu asta popușul, da? Mi-e ceva determinat aici, tu știi că eu când încep ceva, îmi place să și termin. A, auzi, mă? Tu vezi că o să te frigi într-o zi, da? Să știi. Da, să nu spui mie pe nume dacă nu o să te frigi. Mi, mi, mi! Băi, vorbesc serios. Mă, mimișor, mă, mă, mi, mi, lut. Bă, tu ești un bău, mă. Bă, ai nervi tu. Bă, mi, tu știi că prăvăria asta e goală? Cum adică goală, mă? E goală, poate, ce vrei să spun pe litere? Adică nu e nimeni înăuntru. S-a făgolit-o careva. Fierbinte, hai că ai fost aproape, mă, nu e nimeni. Bă, dar poate nu ai văzut tu bine. Dar poate îmi trebuie ochelari, poate visezi, e goală, fată, hai să vezi. Bă, eu nu intru gel. Bă, nu te mână. Dar nu intru. Hai, mă, mimișor, mă, mimilut, mă, I love you, mă, I love you, mă. Uite, băi, am spălat putina ăștia, au șters-o, hă? Gelu, bă, nu e bine. Auzi, hai să mergem, că dacă vine poliția nouă. Și dacă vine ce, mă, am furat, am dat în cap cuiva. Magazinul e singur, mă, e fierbinte și vă așteaptă. Bă, dar tu te-ai stăcănit de tot, băi, auzi, ți-am zis cu o dos de ajuns. O să văd că ești nebun și știi ceva, intră careva pe ușă, eu nu știu ce să-i spun, sănătate. Gracias.
cel prin care avertizat că soțul este infidel. Stimată doamnă, ce caută soțul dumneavoastră lângă toaleta din pasajul din Piața Unirii, un ziar împătruia spate? Dacă nu știați, vă spunem noi. Are obiceiul acela urât, frumoasă doamnă, a lui Socrate, Shakespeare, Tchaikovsky, știți dumneavoastră? Sau îi dă la telefoane schimbându-și vocea, sau lipind o batistă de receptor. Zabeli de șovăriste de multe în timpurile, se prefăcea în sârgeloasă, dar chinându-l la telefon. Mi se poate, e o confuzie. Dacă vă zic eu? Da, soțul meu nu poate să facă așa ceva. De ce? Pentru că mă iubește. Nu e adevărat, vă înșală. O, nu, atunci nu rămâne altceva de făcut decât să mă țin ucis. Chiar în clipa asta, mă țin ucis. Zabeli, să nu facem altceva asta, Zabeli, am glumit. Sunt eu Saul. Zabeli, sunt un rob al iubirii la picioarele tale albe, Zabeli. Zabeli, pune receptorul. Zâmbea, Zabel! Cu timpul, furtuna din inima lui Saul se mai domoli, devenind un sfinț ovărtel. Zabel, văzut mai întâi două puncte în sare galopând, apoi cele două puncte se contopire într-unul singur, care curând să-și iasă din vedere, odată cu soarele cea până la orizont, se duce în baie și-și tăie în cală velele, fără să simtă vreo durere. Calea se umplu de sânge, narcisele se roșiră, astfel muri, Zabel! Sau se va întoarce. Dacă o să-i cer iertare, mă. Hortansa e frumoasă. Nu fac griji pentru ea. Ea-și găsește bărbat oricând. La tine mă gândesc, după că-i copilul meu vă amuseu. Divorțăm. Hă? Divorțăm. Dar cum o să te despați de Hortansa, mă? Dar vă rog, Hortansa! Viața o să ți se pără cu tine, vorbești prostii! Iată-mă când îți spuneți chestul! În patima veției. Alcoolul e o soluție. Temporară. Da. N-am mai pomenit. Că-ți cacă ăsta. Șezi golea și bocește. Ce să... Nimic n-a lăsat răposatul. Nimic n-a lăsat răposatul. Cinstit a trăit. Ce miroase așa îngrozitor? Oare într-adevăr n-a lăsat nimic? Nimic. Dar nici cu ce îl duce la groapă? Nimic, băi. Ai, e
simt. Ești singură pe lume. Singură, Maule? Se privă cu... Femeie! Da? Ce hârtii au dispărut? Ce fel de avere s-a jefuit? N-am văzut, n-am auzit nimic! Unde te duci acum? Mă întorc la universitate. Ce dracu se poate învăța acolo? Lasă cititul. Am chef să stau de vorbă. Evident că n-are niciun har să stau de vorbă cu el. În autobuse poți să spui sincer tot ce gândești. Da. Asta a fost întotdeauna părerea mea. E foarte plăcut, într-adevăr. Vă mulțumesc că m-ați îngăduit să stau împreună cu dumneavoastră. Și mie îmi pare bine. Nu prea aveam companie. Unii nu prea se simt în largul lor alături de dumnealui. Crede că-s beată? Și partea absolut nostimă e că, într-adevăr, sunt beată? Dar ce dracu! Dar trebuie să faci ceva, nu-i așa? Spune! Nu-i așa? Așa cred și eu! Atunci, hai! El are niște haine făcute pe comandă. Își pune un turban și se dă cu mulc talc pe față. Ne străduim să dăm spectacolului aparența unei mormântări adevărate. Apăreți într-un număr la circ? Sau dați reprezentații și cu alte trupe? Nici vorbă. Suntem doar noi doi. Nu, mai stau. Mai stau jumătate de oră, te rog, ghizi atât. Jumătate de oră poate pleacă maică-sa și vine el la fereastră. Între timp știi ce fac? Știi ce fac în gând? Încerc să-i fac de petrecanie Paulei. Dar știi cum? În cele mai diverse moduri. Pariez că nu pe mine mă cauți. Adelaida! Mai demult îmi făceai câte o vizită. Acum spionezi noaptea la fereastră. Ce-i cu tine? Vreau să vorbesc cu Victor. Dacă nu mă înșel, tu ai provocat ruptura. Tocmai de asta. Află că a trebuit să-l vadă medicul. I s-au făcut și injecții. Tu ai fost duhul rău din viața lui Victor. Eu? E ca un copil. Nu rezistă în fața tentației când e vorba de mâncare. Eu n-am insistat niciodată să mănânci. Îl îndopa în fiecare joi ca pe o gâscă. Să știi că eu sunt foarte mulțumită. Paula e exact contrariul tău. Paula. Numai tihnă și liniște. Paula. Nu te apropia. Mi-e frică de microbi. Ce vrei totuși? Ce vrei? Ce vreau, am și eu dreptul. Ce vrei? Atâta timp să-i vorbesc un minut. Nu e acasă. Păi cum nu e acasă? Eu l-am văzut pe fereastră. N-ai văzut bine. Pot să mă conving? S-au dus să cumpere o saltea electrică. Nu, mă trezi pe cuvânt sau ce? Nu. Ba da, te cred. Ce ai? Te simt rău? Ce ai? Tensiunea, stai că stau eu o pastilă sau un spray antiasmatic, mă pe grozavă. N-am nevoie de nimic. Ce ai? N-am nimic. Am pastile câte vrei să n-am știi. N-am nimic. Dar nu te rog, eu nu mai vreau niciun ban. Dă mai capul rău de luni de zile. Ar fi culmea să nu stau niciun ban. Dar nu mai vreau niciun ban, Tatiana, te rog. Nu mai... un sacrificiu pentru noi, nu se poate. Nu mai vreau niciun ban. Ăștia și gata. Da. Uite, cu toți banii ăștia pe care mi-i dai, nu ați putea să vă găsiți un loc în altă parte. Nu, eu nu trebuie să știe de banii pe care i-am dat. Nu sunt banii câștigați de el. Da, mă, tati, cine ți-i trimite, mă, Tatiana? Nu, dar niciun semn până acum. Mă, Tatiana, tu știi că eu țin foarte mult la tine, dar casa asta e prea mică, adică eu nu mai pot să te țin aici. Nu, nu am fost. O știu. N-am găsit altă soluție. Tatiana, uite, dacă te-aș împrumuta eu. Fata, uite, îți dau ție banii ăștia, te rog. Eu promit că vom pleca. Ia banii ăștia. Unde să ne ajungă, că sunteți mai de curul vor? Mă lucrez, o să se deschidă mărgelăria. O să se împace cu fiul său.
șleacul de care ai nevoie și poate devine singură, da? Da, pentru că dacă tu